Здравствуйте, раз, два, три. Я Валерий Мирчев, чемпион UFC. На Инди Лупт есть Креденца Анмини, Креденца Андунезеу, в первом ряду. Концентрация на максим. И я всегда иду после Виктории. Это я делаю мне инсу и мне в кап. Все эти вещи. Для меня это фундаментал. Сам креденцы, сокред в мне и съесть на лупт. După cum știți, eu în trecut am luptat și în 66. 66 ar putea să fac 70, deja 66-70 este parnaș. Vedem cum decurge lupta asta, după voi ieși cu parnaș. Sigur că aș dori să încerc 77, pentru mine nu este diferență. Eu m-am uitat la lupta cu parnaș și... și oponentul care s-a luptat în 77 campionul a arătat o luptă așa ok, medie. Deci eu cred că pot să fac mai mult în 77 decât Parnas a făcut. Eu cred că dublu campion, ca să fii, trebuie să arăți asta, să arăți că poți, să dovedești și să nu te temi de nimic. Absolut. Zic, după cum am zis că pentru mine e 66, 70, 77, eu pot să ies să lupt și cu Marius și cu Zanovski. Pentru mine nu este diferență. Eu sunt un adevărat gladiator. Eu lotterò contro di lui. Lui è un lottatore fortissimo, proviene dall'Iran, abita in Italia, è un grande amico. Io con lui mi alleno forte. Adesso vedrete la lotta tra i titani. Diamo. Fratello. Dai, auguro. Cosa puoi dire per me? Grazie, per lui molto forte, molto per me forte, molto per me importante. Grazie mille. Cosa mi dici per la lotta? Lotta. Devo vincere? Sì. Devo vincere, centura. Devo vincere, centura. Salutare a toată lumea. Nu mai am finisat cu... vice-campion european și multiplu campion de lupte liberi la Republica Moldova. Dăm cuvântul lui. Mă numesc Balanian, practic lupte libere. Mircea Valeriu este colegul meu de antrenamente, facem des antrenamente. Pe data de 70 februarie are lupta pentru centura mondială. Îi urăm mult succes, sunt încrezut în el, pentru că îl știu de foarte mult timp. Este un băiat cu caracter, un băiat puternic, un prieten adevărat. Și sperăm că pe data de 16 februarie să ne bucure pe toți cu rezultatul lui și să aducă centura mondială acasă. Aducem centura acasă, cu așa băieți să lupți, asta e o plăcere. Știu că Valeriu foarte curând are luptă în Cehia și vreau să-i doresc mult succes.
Este un băiat foarte ambițios, știe ce vrea de la viață, știe că vrea să câștige, eu o să-l susțin în tot și o să fiu acolo pe data de 17 februarie. Întâi de toate o să am campionatul european, după o să fug repede în Cehia și o să-l susțin din toată inima, știu că el poate și îi doresc mult succes. Hei, salut prieteni din Cehia și din Polonia. Eu sunt aici cu antrenorul de lupte libere a Centrului Sportiv de Loturi Național de Pregătire, Roman Germenji. Eu mă pregătesc aici la ei deja de mai bine de 3 ani de zile. Sunt într-o formă foarte bună, mă pregătesc intensiv pentru lupta aceasta. Voi avea o luptă foarte importantă și domnul antrenor vrea să spună vreo două cuvinte pentru mine. Vreau să doresc lui Valeriu la lupta aceasta care o avea acum în februarie, doresc mult succes, muncește zi de zi cot la cot cu sportivii mei și desigur sper să aducă centura de campion acasă. Mult succes, baftă și numai înainte! Mersi, coach! Pentru mine să particip în fața la un așa numit public de 50.000 de persoane nu face diferență. Adică eu, dacă sincer, eu nu văd lumea aceasta. Eu văd doar cușca, oponentul și atât. Ceea ce e împrejurul meu, eu nu văd. Deja după luptă, da, realizez că eu am luptat, wow, 50.000 de persoane. Asta da, asta este frumos, dă ceva energie, adrenalină, dar eu sunt așa un tip de persoană că la mine nu afectează publicul. Absolut deloc. Pentru că eu nu-l văd. Sunt doar eu și oponentul meu. Altcineva nu există nimeni. Îmi place foarte mult Polonia. Este o țară fantastică, o țară liberă. Oamenii care locuiesc în această țară sunt foarte bravi, sunt niște persoane deosebite, care sunt aproape ca noi moldovenii, primitori, iubitori și pot să spun despre Polonia doar lucruri pozitive, până când nu am văzut ceva negativ în această țară. Eu aștept susținerea voastră. Poland, I love you. Cum îți zici, așa? Вот так делается. Все, приедем, acum eu vă las un pic. Acum eu trebuie să iau masa. Mie nu-mi place să vorbesc când mănânc. Ne vedem un pic mai târziu. Все, приедем. Noi suntem gata pentru a doilea antrenament. Avem sparing în program. 5 reprize, 5 minute. Mergem la doilea antrenament, să dăm bătaie și pe astăzi am terminat. Simba, все, eu mă duc. Ne vedem după. După te promit, după îți promit că te duc afară, da? Tata, după te duci afară, bine? Eu plec la muncă.
sparingul ăsta și prieteni. Ne-am umflat o leacă ochii unul la altul, dar așa e, așa e sportul nostru. Azi în program seara am avut sparing, am mers tot cu succes, 5 de 5, 5 de 5 minute, foarte bine. Am mai rămas ziua de mâine pentru mine și acum eu vacanță duminică, duminică la mine vacanță. Totul este super, băieți am lucrat, este foarte greu. Din cine a inventat sportul ăsta? Stați cu ochii pe mine. Am să vă arăt încă multe. Cariera mea abia începe, am întors pagina. Încep să scriu o istorie nouă, dacă e 17 februarie. Vă salut, clubul Singurat cu voi. De Leo Brichta, cum mă gândesc eu să câștig această luptă? Sunt sigur că va fi o luptă nu ușoară, dar eu ca sportiv sunt deprins să am lupte grele parcursul carierei mele. Am afrontat adversari mai puternici ca Leo Brichta. Vreau să spun că el va avea o luptă foarte grea cu mine. El oponenți ca mine nu a avut. Pe data de 17 februarie o să vedeți un adevărat show, un adevărat spectacol. Eu vin în Cehia, în Libereț, să cuceresc arena. Ce mă gândesc de Varșavia? Varșavia este un oraș foarte frumos, cu oameni frumoși. Deci am avut ocazia să mă lupt în acest oraș. Am cunoscut foarte multe persoane. Este un oraș primitor, cu oameni buni la suflet. Și mie îmi place foarte mult să lupt la ei acasă, în Varșavia. Și sper că după lupta mea cu Brichta, fanii polonezi din Varșavia, în general din toată Polonia, să vină să mă susțină pe mine, că eu întotdeauna să-i bucur pe ei cu luptele mele spectaculoase. Cam asta e. Vom vedea. Dacă consider că genunchii este arma cea mai periculoasă în sportul nostru, genunchii, da, sunt periculoși, dar eu vreau să vă spun că orice parte a corpului care noi o folosim este periculoasă în ceea ce facem. Deci orice, la noi în sport, orice lovitură își spune numele, da? Genunchii, da, ei sunt lovituri puternici cu genunchii, dar sunt lovituri puternice și cu coatele, sunt lovituri puternice și cu picioarele. Orice lovitură este puternică în sportul nostru. Mai ales că noi avem mănuși de 7 onci. Eu nu cred că genunchii sunt cei mai periculoși în sportul acesta. Noi însuși sportivii suntem periculoși, dacă vreți să știți voi așa. El era întotdeauna gata la 100%. El, în primul rând, e psihologic, el e un luptător. Și orice lupte, adică s-a luptat și în promotion mare, adică el face față emoțiilor. Așa că el, în primul și în primul rând, psihologic, e luptător. Nu are importanță cine e în fața lui, ce e adversar, cât de titulat. El știe, el știe lucrul lui, el ca la lucru. E o zi în oficiu la dânsul. Asta e normal. Așa că adversarului să fie, măcar că e la dânsul acasă, dar Valero să-i facă foarte mari surprize. Noi, în fiecare pregătire, întotdeauna ceva nou facem, adică întotdeauna ceva nou, aspecte noi pregătim, lucruri nou, mișcări noi, în care noi să facem
O să facem un show frumos, o să facem. În fiecare zi ne uităm la luptă, în fiecare zi îl studiem, îl urmărim tot. Avem care stau și se antrenează cu dânsul acolo și noi știm tot ce face el, pasurile toate, ce mănâncă el, ce face el. Așa că noi întotdeauna suntem cu ochii pe dânsul, să nu se relaxeze. Fiecare studiază oponentul, asta e la așa nivel, asta e normal. Noi studiem, pregătim sub dânsul, gătim aspectele, îndreptăm niște chestii care noi, de exemplu, am vedea că s-ar putea el folosi în luptă, noi ne stărâm să le îndreptăm și ne stărâm să, în primul rând, să progresăm de la luptă la luptă, dar într-al doilea rând, și normal, cam oia, dacă ne gătim anume pe dânsul, ne uităm anume la dânsul, cum și vă spun. Noi suntem cu ochii pe dânsul. Întotdeauna noi avem, el nici nu știe, noi avem cineva care se uită după dânsul acolo. Asta e.